Așadar, astăzi o să vă prezint cele mai populare anime din 2010 până în 2022. Dar înainte de a începe acest video, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like, pe cel de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificare atunci când postez. Deci să începem! Fiecare anime are defectele și punctele sale bune, dar ceea ce face ca Angel Beats să iasă în evidență este faptul că este o introducere minunată în anime. Animeul este un pachet complet deoarece prezintă câte puțin din toate, de la romantism la acțiune și chiar comedie. Este o vizionare rapidă cu doar 13 episoade, dar poate fi de asemenea extrem de intensă și deprimantă în unele momente. Povestea seriei se învârte în jurul unor personaje care se regăsesc în decorul unei școli de după moarte după ce mor. Angel Beats este o vizionare emoționantă, așadar chiar dacă personajele pot arăta ca niște protagoniști stereotipi. Nu multă lume nu ar fi în dezacord cu faptul că Hunter x Hunter este unul dintre cele mai bune animeuri din ultimul deceniu. Deși seria originală a apărut în 1999, remake-ul din 2011 aproape că a rupt internetul. Atât seria manga cât și cea anime au fost succese absolute cu un fir narrativ care evidențiază mai multe genuri. Seria prezintă o gamă vastă de personaje care sunt atât de complexe legate între ele, încât aproape că lasă pe spectator cu gura căscată. Povestea urmărește aventurile tânărului Gon, care își dorește să devină un tânăr desăvârșit, la fel ca tatăl său. Secvențele de acțiune sunt deosebit de reușite, prezentând bătălii inteligente care sunt adesea imprevizibile. Putem spune cu siguranță că Sword Art Online a dus genul isekai la înălțime la care se află acum. Oamenii pot considera că Sao este unul dintre cele mai de succes și cele mai populare animeuri isekai din toate timpurile. Animeul surprinde însă și esența motivului pentru care publicul îndrăgește animeul în primul rând. Povestea este extrem de amuzantă și bine creată, iar lucrurile nu par niciodată deplasate în anime. Povestea lui Sao poate părea că a mai fost făcută înainte, dar modul în care seria abordează modul în care lumea virtuală poate fi și ea plină de satisfacții, este destul de unic și atinge adânc. Povestea urmărește un joc virtual în care jucătorii își pot controla personajele din joc cu ajutorul unei căști Nerve Gear. La fel cum Naruto este încă considerat un zeu al shonen-ului, Attack on Titan este poate cel mai de succes moștenitor al acestuia. Cei care urmăresc animeuri consideră fără îndoială Attack on Titan ca fiind unul dintre cele mai bune animeuri, nu doar ale decenii, ci din toate timpurile. AOT și-a câștigat locul alături de One Piece, Naruto și chiar Death Note. Adunând popularitate la nivel internațional, se poate spune cu siguranță că povestea animeului, echilibrul elementelor și ritmul au făcut ca animeul să fie îndrăgit în întreaga lume. Are atât de multă diversitate și coerență, încât este dificil să-l plasezi într-un singur gen. Așadar, Attack on Titan prezintă o lume catastrofală în care omenirea se ascunde spatele unor ziduri gigantice de titani mâncători de oameni. Uneori o poveste simplă cu personaje atrăgătoare și multă emoție poate fi de ajuns. Noragami nu are secvențe de acțiune extrem de intense sau performanțe muzicale, dar este o animație frumoasă. Seria urmărește povestea unei eleve de liceu, al cărei suflet este desprins accidental din corpul ei, iar acum ea trebuie să lucreze cu un zeu fără beneficiu reciproc. Este greu să plasezi Noragami alături de AOT, Tokyo Ghoul și altele, dar conceptul și povestea sunt suficiente pentru a-l plasa pe lista celor mai bune animeuri. Este un anime atât de axat pe personaje, cu elemente romantice, comice și chiar supranaturale. Uneori, un anime care nu prezintă războinici și arcuri din alte lumi, oferă un tip de simplitate și divertisment care este incontestabil. Vizionarea One Punch Man în 2015 ar fi însemnat că spectatorii au avut parte de o porție echitabilă de anime shonen. Cu toate acestea, în loc să pară un alt anime cu OP eroi care luptă împotriva răului, acesta reaprinde în mod surprinzător îndrăgirea pentru acest gen. Arta, animația, scenele de luptă și comedia sunt atât de bune încât nu există niciun motiv pentru a urâ seria. Protagonistul seriei
este Saitama, care este atât de OP în universul său, încât îi este suficient o singură lovitură pentru a-i doborâ pe cei mai răi dintre adversarii săi. Uneori publicul înțelege dificultatea de a echilibra comedia și acțiunea, dar One Punch Man o face cu măiestrie. Cu cel de-al șaselea sezon în 2022, My Hero Academia continuă să fie unul dintre cele mai populare animeuri ale deceniului. Este un clasic al zilelor noastre și va rămâne în istorie ca un mare anime shonen. Franciza anime are o distribuție lăudabilă care se concentrează pe echilibrarea metricilor de putere ale personajelor. Cei care urmăresc animeul vor descoperi că protagonistul nu se bazează prea mult pe emoții pentru a obține victoria și nici nu se naște cu puteri dramatice. În schimb, protagonistul Izuku se antrenează la potențialul său maxim pentru a-și câștiga locul. Arcurile din serie sunt bine plasate și consistente, cu zero găuri în intrigă și cu un impact emoțional ridicat. Fanii anime merg atât de departe încât numesc Black Clover următorul Naruto. Cel mai mare lucru pe care fanii îl apreciază la acest anime este faptul că preia toate elementele clasice shonen și le condensează în arcuri scurte. Acest lucru permite seria să nu se bazeze prea mult pe un singur element sau pe o singură poveste care altfel ar putea părea repetitivă. Povestea este despre Asta, care își dorește să devină regele vrăjitor. Știu, sună ca un spin-off ieftin al lui Naruto încă de la început, dar modul în care progresează povestea merită timpul irosit. Dezvoltarea personajelor este remarcabilă, animeul făcând de asemenea o treabă excelentă în a prezenta personajele negative și secundare. Aproape că toată lumea vorbea despre Violet Evergarden la lansarea sa în urmă cu câțiva ani. Seria țese o poveste frumoasă despre o tânără soldat care trebuie să-și găsească un alt scop acum că războiul s-a terminat. Merită menționat faptul că aspectul narrativ al seriei este practic uluitor și ține publicul captivant până la final. Animeul se încheie frumos și nu lasă pe cel care îl vizionează cu dubii. Sunt atât de multe emoții legate de fiecare episod, mai ales în modul în care Violet își găsește drumul înapoi spre umanitate. Demon Slayer este un pachet complet de la secvențe de acțiune pline de acțiune, la muzică și poveste. Povestea seriei nu este simplă, ci oferă unghiuri unice de abordare a călătoriei protagonistului și poartă publicul într-un roller coaster emoțional. Povestea îl urmărește pe Tanjiro, care își propune să devină vânător de demoni, după ce familia sa a fost masacrată de un demon. Fanii au fost imediat captivați de modul în care a fost prezentat fiecare personaj, în special antagonistul Muzan. În serie nu există un rău sau un bine absolut și de aceea fanii iubesc modul în care Demon Slayer se joacă cu emoțiile oamenilor de ambele părți. Este greu de contestat că Jujutsu Kaisen a câștigat premiul Anime of the Year la cea de-a 5-a ediție anuală a Crunchyroll Anime Awards. Animeul a urcat vertiginos în popularitate datorită faptului că elementele sale de bază sunt fidele la ceea ce înseamnă demografia shonen. Seria nu se ferește să prezinte elemente unice precum horror, gore și dark fantasy. Există o luptă între două grupuri în universul Jujutsu Kaisen și există ființe care sunt blestemate de rău, în timp ce pe de altă parte vrăjitorii Jutsu luptă împotriva acestor creaturi. Jujutsu Kaisen nu pierde timpul și plonjează direct în acțiune, băgând imediat publicul în miezul acțiunii. Au fost multe animeuri pentru această poziție, dar Odd Taxi a fost animeul anului 2021 din multe motive. La fel ca și numele său, este un anime foarte ciudat, fără acțiune, fără turnee și fără un erou sau un personaj negativ OP. Este o dramă simplă, de tip Slice of Life, care se concentrează în jurul unui șofer de taxi în vârstă de 40 de ani, care nu este nimeni altul decât o morsă. El conduce un taxi într-o lume cu animale și transportă pasageri și mai ciudați. Cea mai mare atracție a seriei este tema comediei întunecate, care nu reușește niciodată să uimească publicul. Fiecare glumă, fiecare traducere și fiecare joc de cuvinte sunt scrise inteligent și înseamnă întotdeauna ceva în plus. Spy X Family este unul dintre cele mai bune serii anime de succes ale anului 2022 și, în mod nesurprinzător, animeul a ajuns în fruntea tuturor listelor pentru cele mai bune anime din primăvara anului 2022. Animeul cu tematică de spionaj urmărește povestea unei false familii
serii formate din Lois Pionul, Ior Asasinul și Ania Telepatul. Seria este absolut hilară și serioasă din toate punctele, iar povestea este atât de solidă încât este greu să nu pui seria în top. Dar uite că am ajuns și la sfârșitul acestui clip, cu voi a fost Cristinel, nu uitați să-mi lăsați în comentarii care este seria voastră preferată menționată din acest clip și dacă aveți sugestii, nu uitați să le lăsați în comentarii sau pe Instagram sau de ce nu pe serverul de Discord unde vă aștept și